Hei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, un nou episod de FIFA 16, cariera cu Steaua. Doamne, și ce partidă avem cu Arsenal Londra în optimile UEFA Champions League. Am ajuns în primăvara europeană datorită vouă, datorită sprijinului pe care mi l-ați acordat episod cu episod, match de match. Și haide să vedem dacă putem să o facem și acum, să vedem dacă putem să trecem 2000 de like-uri la acest episod minunat. Va fi o partidă dură cu Arsenal, jucăm pe propriul teren. Ce-ar fi minunat să nu primim gol. Dacă primim gol e greu, va fi un retur greu dacă noi vom lua gol. Iată Chelsea cu Barcelona în cealaltă partidă. Îl schimb pe, îl bag aici pe Wellington. Așa voi juca Odegaard, ceva de genul. Îl bag și pe Stanciu imediat. Unde e Stanciule? Trebuie să fie odinis băieții ăștia. Stanciu aici, Enache. Îl băgăm în locul lui Râpă. Carpul schimb cu Pap, Varela. Doamne, ce obosit sunt. Îl las pe Tamaș, Chipciu, îl las acolo, Momcilovic îl las și pe el, Muniru să-l țin sau să-l bag pe Răduț. Îl las pe Muniru pentru că are mai multă viteză. Momentan îl las pe Muniru, are mai multă viteză, Marica, Vardy, Ivan. Să-l dau mai jos pe Ivan, îl bag pe Odegaard, Tec și Ira. Ia să-l pun și pe el în locul lui Carja și cam atât. Cam atât, jucăm cu Arsenal Londra, o partidă extrem de grea pentru noi, să trebuie să câștigăm. Nu ne vom da bătuți nicio secundă, jucăm cu Arsenal Londra pe propriul teren. UEFA Champions League, optimile de finală, Steaua joacă împotriva tunarilor de la Arsenal Londra. Doamne, ce partidă grea, doamne, Niță, Enache, Varela, Tamaș, Momcilovic, Popa, Stanciu, Muniru. Nimeni altul decât Chipciu, Andone și Wellington. Ăsta e primul 11 al Stelei Arsenal. Iată Zandi Carzor la jucătorul de urmărit, dar un portar senzațional, Peter Cech. Va fi greu să-i dăm gol acestea, însă eu cred. Bine, Enache, iată ținut de tricou. Nu e problemă, ți-l dau după Alexis. Îl dăm după lui Alexis Sargent, văd că deține de tricou insistent, Adi Popa, întoarce bine, intră în careu, Adi Popa, senzațional, apără Peter Cech, cred că a fost un hands, dar arbitru lasă jocul să continue. Ce intervenție are Peter Cech, ah, dragilor, dacă reușeam să marcăm, șutul lui Adi Popa bun, bună și intervenția lui Peter. Oh, ce frumos a găsit această pasă printre doi jucători de și Santi Cazul, la urmărit de Fernando Varela. Bine, Varela, nu trebuie să se complice, Tamaș, din prima pentru Momcilovic. Momcilovic întoarce mingea și o întoarce greșit, suntem în pericol în aceste momente, Santi. Momcilovic tot el recuperează, tot el greșește pasa, du-te bă, Momci. Momci, te rog, eu n-avem nevoie de așa ceva, Niță n-are ce să facă. Te omor, Momcilovic, ieși afară, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, dar pe cine să bag, mă, pe tata? Bag pe Răduș și bag pe Muniru aici, nu mai țin în teren. Ai greșit așa, ieși afară. Au fost două consecutive, nu una singură, două. Și iată, și-au bătut joc de noi. Niță ia și e gol pe colțul scurt, foarte ușor învins. Debuși, marchează și iată, facem prima schimbare în minutul 13. Nervii sunt întinși la maxim în aceste momente. Ce le fac în aceste momente? Pasă bună pentru Răduț, nou intrat, poate marca. Răduț apără Cech încă o dată, Peter Cech este senzațional. Să vedem centrarea în aceste momente a lui Chipciu. Chipciu joacă la colțul scurt, lovim cu capul balonul. Dar este Sulei Muniru cel care dă balonul, care expediază spre poarta lui Peter Cech, însă pe lângă, din păcate. Iată Muniru, nu mai avem reluarea. Muniru. Nu șut la poartă. Eu n-aș fi vrut șut la poartă. Aș vrea să sară peste balon. Nu înțeleg de ce nu mi-a luat comanda. Asta este, ratăm o ocazie bună de a marca. Chipciu trimite mingea peste poartă și departe pentru Enache. Și acum viteza lui Enache. Avansează Enache, să vedem. Ar trebui să paseze în centru. Pasează pentru Stanciu, bun dribbling-ul acestuia. Pasă mai departe Wellington. Marchează și Steaua egalează pe Arsenal. Este 1-1, minutul 34 al partidei. Fază frumoasă făcută de Stelici. Asta dribbling-ul lui Stanciu. Pasă perfectă și nu e offside. Andorea a lăsat foarte bine pentru Wellington, acesta marchează, este 1-1 în aceste momente. 1-1. Oh, doamne, bună reușita lui Wellington înainte de pauză. Este minutul 34, au mai rămas 10 minute până la finalul primei reprize. Steaua egalează pe Arsenal Londra și asta este minunat. Să vedem însă ce vom reuși să facem. Verratti, Walker, dar ce echipă are. Iată-l pe Muniru.
Da, mai lipsea Munirule, se greșește după asta acolo, Alexis Sanchez, cu Fernando Varela, Alexis Sanchez, bine, și nu e offside. E 2 la 1 pentru Arsenal, minutul 38, greșește Sulei Muniru de data aceasta. Îl schimb pe Momcilovi să-mi greșească Sulei Muniru, pasă perfectă, tot el îl scoate din offside, niță. Este total aiurea și Arsenal conduce cu 2 la 1. Santi Cazor la barchează în minutul 39, la doar 5 minute după ce noi am reușit să egalăm. Pentru Enache, din nou Enache, oare să facă el ceva? Nu, pentru că pierde balonul. Nu reușim să blocăm, Arsenal poate marca și golul 3. Oh, bine că n-a dat penalti, bine că n-a dat penalti, scăpăm cu fața curată. El avansează și el, poate ultima șansă, nu? Se termină prima repriză, 2 la 1 pentru Arsenal pe propriul teren al Stelei. Și nu e bine, o să-l schimb pe Andone. O să-l schimb, îl bag pe nimeni altul decât Jamie Vardy. A mai jucat împotriva celor de la Arsenal. Sper să o facă bine și de această dată. Teixeira va intra și în locul lui Kipchiu, deoarece Kipchiu până acum și nu mai poate, ai drept. A văzut stamina sa. Se duce ușor, ușor spre roșu. Cu cine combina? Wellington. Mai departe pentru Sulei Muniru. 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 Bine pentru Stanciu. 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 Întoarce Stanciu. Gol! E 2 la 2! E 2 la 2! Steaua egalează pe Arsenal în aceste momente. Iată, Stanciu marchează. Pasă bună dată de Sulei Muniru. Stanciu îl învinge pe Petr Cech, un interior superb în plasa laterală. Și n-are ce să mai facă goalkeeperul al celor de la Arsenal, portarul de naționalitate cehă. În cazul în care unul din voi nu știați, Stanciu marchează și e 2 la 2, minutul 51. Doamne, ce repede vine acest gol minunat. Din joc mereu. No, 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 nu lăsa să șuteze, nu lăsa să șuteze, Niță respinge în corner. Bine, băi, Niță. Este minutul 56, lovitură de la colț pentru Arsenal. Să vedem, Wilshere intră și în locul lui Verratti. Vine centrarea. Calm aici, calm aici. Oh, nu. Oh, nu. Nu, 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 nu-i lăsa, nu-i lăsa. Da, superb, șutul blocat de Fernando Varela, superb, super Fernando Varela. Oh, ce intuiție a avut Fernando Varela la această fază. Să vedem cornerul executat de Santi Cazorla, aici trebuia să fie Niță, Niță. Iese greșit, oh, și avem 6 metri. Wellington, această fază, Wellington se întoarce, Wellington, întoarce mingea pentru Răduț, Răduț, Jamie Vardy, Jamie Vardy, în brațele lui Petr Cech. Păcat, bună încercarea lui Jamie Vardy, însă din păcate pentru noi mingea a fost reținută de Petr Cech, n-a fost și prin Fernando Varela. Nu cred, nu cred, însă ratare imensă, Arsenal, în 85 putea să treacă în avantaj. Ce ocazie, ce ocazie ratează Arsenal, nu cred așa ceva, nu cred, nu cred că au putut să rateze de acolo așa cu Stanciu. Stanciu, haide băi, haide, 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 Popa cu recuperarea. Sunt momente grele pentru noi, Arsenal, iată. A plecat la atac, Fernando Varela întoarce mingea, însă o pasă cam înceată dată. Bine acum Enache, Adi Popa, Răduț, Răduț pentru Vardy, Vardy, Wellington, Wellington. Preferă pasa cu Sulei Muniru, Sulei Muniru avansează, îi pasează lui Wellington, 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 se întoarce Wellington, are poziție de șut, Wellington, apără încă o dată, Cech, senzațional, Steaua putea să câștige această partidă, dar Petr Cech este senzațional, nu vine să cred, nu vine să cred, ce intervenție bună are Petr Cech, Răduț, câștigă de la cap, însă până la urmă mingea rămâne tot la Arsenal, haide Răduțule, aruncare de la margine, două minute de prelungiri, două minute trebuie să reziste Steaua, ar fi păcat să primim gol pe acest final de partidă, iată acum, nu, 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 blochează-l. Blochează-l, însă Arsenal e favorită orice ar fi. A făcut, a dat două goluri în deplasare. Tamaș, bună recuperarea și fluieră. Se termină 2 la 2 Arsenal cu Steaua. Este un rezultat totuși bun pentru noi. A fost conduși de două ori. Am reușit de două ori să egalăm și am avut șanse. Am avut șanse mari de a marca. Asta este marea problemă. Chelsea învinge cu 2 la 1 pe Barcelona. Ce credeți, dragilor? Reușim să câștigăm duelul cu Arsenal de pe Wembley? E greu, dar nu e imposibil. După părerea mea, eu așa cred că e greu, dar nu e imposibil. Putem, putem câștiga acea partidă. Noi avem cu Botoșanul pe propriul teren. Trebuie neapărat să câștigăm. Iată, haideți să vedem și calendarul competițional. Avem cu Botoșan, după ne așteaptă o partidă în semifinale cu Dinamo, Viitorul, din nou semifinale cu Astra, din nou meci cu Astra și după partida cu Arsenal. Mai este timp până atunci să ne pregătim. Jucăm cu Botoșan pe propriul teren. Jucăm și îi batem. Îi batem să le sară fulgii. Cu echipa asta joc?
No, 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 no. Nu joc așa. Brevelt. Toșca. Târnovan. Marica. Și atât. Deși avem nevoie de victorie, Botoșanul este în fața noastră. Așa voi juca. Jucăm pe propriul teren. George Găman, arbitru acestei partide. Liga 1 Orange Playoff-ul. Steaua întâlnește Botoșani. Va fi o partidă foarte grea. Botoșanul nu joacă rău deloc. Noi însă ne odihnim în mare parte jucătorii de bază, deoarece am avut partidă cu Arsenal, am făcut 2-2 după cum bine știți și na, sunt și ei obosiți, trebuie să-i odihnim. Plus că nu dau randament, Momcilovici vine cu șutul pe lângă poartă. Vicius, Matulevicius, bine joacă în margine, Botoșanul întoarce minge, nu bași balonul în centru niciodată, nu bași balonul în centru niciodată, șut din prima și e 1-0. Iată cine marchează. Ciprian Marica marchează după o lungă absență. Reușește să marcheze. Da, bine Ciprian, asta înseamnă experiența. L-a executat din prima pe portar. Iliev n-are ce să facă. Surprins, probabil s-a așteptat să facă o preluare ceva. Nu, Marica șutează din prima. În forță la colțul scurs și este 1-0 pentru Steaua. Ciprian Marica marchează și iată, e primul gol în Liga 1 Orange. Dar cred că golurile din sezonul regular nu se pun, sigur. E imposibil să fie primul gol al lui Marica. Odegaard. Odegaard, bine acum. Și iată ce pasă dă pentru Brevelt. Avansează Brevelt. Brevelt. E faul, domn arbitru. N-a vrut să dea. N-a vrut să dea faul și acum Matulevicius poate marca. Matulevicius, niță încă o intervenție superbă. Oh! Da. Ăsta e portarul nostru, Niță scoate senzațional în fața lui Matulevicius. Doamne, ce șut bun, șut în forță, plasat. Și arbitrul n-a dat faul la faza aia cu Brevelt. Vedeți ce se întâmplă, o decizie greșită după părerea mea arbitrului. Bine, Niță încă o dată. Degajează lung și acum poate contraataca Steaua. Pasă acum pentru Ivan. Ivan, haide Ivane că tu ai viteză. Ivane, Ivane, bine. Se întoarce, dar foarte bine s-a apărat Botoșanul la această fază. Brevelt, iată, iată faza făcută de Steliș. Brevelt, Odegaard, Odegaard. Respinge foarte bine portarul. Faza nu s-a terminat. Este aruncare de la margine pentru steliști, bun șutul lui Odegaard, însă bună intervenție așa goalkeeperului, să vedem acum, Kipciu, poate centra, poate șuta, poate pasa, pasează, râpă, a venit și el, Marica, încă o dată Marica, în care, hai, obținem un penalti Marica, Marica se distrează, pasă pentru Odegaard, 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 să vedem, joacă și el cu râpă, râpă, tot cu Odegaard ar trebui, da, Odegaard, Odegaard, da, a pierdut balonul. Haide, bine Odegaard, bine băi puștule, dar, da, frumos, frumos Odegaard. Avansează acesta, Odegaard, pasă pentru Ivan, nu acolo, nu acolo, ia! Nu cred așa ceva. Revedem golul lui Marica. Ivan scăpase cu poarta goală. Portarul lui va da pe lângă minge. Și a zis ce face Ivan. Bravo, bă, băiatule. Mamă, mi-a luat cheful de joc. Uite, a dat faul pentru Botoșan, dar nu pentru noi în niciun caz. Ocazie bună, goată, Matulevicius. Da, vine șutul. Dezastros. Scăpăm cu fața curată. Prea multe erori în finalul acestei prime reprize. Făcute de noi. Eu n-am idee de ce. Da, bun dribblingul lui Râpă. Avansează Râpă. Ce-ar fi să dea Râpă un gol acum? Râpă avansează, pasează pentru Marica. Însă Marica, unde vrei să te duci Marica? La tata, unde vrei să te duci? Că nu-mi dau seama. Tomozei. Iată, așteaptă Tomozei, nu se grăbește. Păi așa e cerul ăsta, să te grăbești. Voi conduceți cu 1-0. Matuleviciu se avansează. Pasă bună! Intervenție la minge! La minge, domn arbitru, am dat pe minge. Uite unde s-a dus mingea. Uite unde s-a dus mingea și unde adversarul. Îmi dă galben, da? Vede galben Toșca, eu aș vrea să vă reluarea. Dar oricum, cred că am luat prima oară, cred că am luat piciorul. Sincer, cred că am luat piciorul. Rămâne de văzut ce consideră arbitru. Rămâne de văzut ce consideră arbitru. Să vedem dacă e decizie corectă. El deja s-a aruncat, Cabrera. A fost soț. A fost soț, a știut să simuleze. Cabrera șutează, Cabrera, ce golazo! Doamne, Cabrera marchează și este 1-1 în 52. Steaua primește gol de la Botoșani, un gol super marcat din lovitură liberă de Cabrera. Revedem Niță. A stat și slab Niță, s-a așteptat la o centrare, șutul e superb.
Șutul e super, dar nu e plasat. Uitați-vă bine. Uitați-vă bine, nu e un șut extrem de plasat. Haide, Băniță, mă, mă, prea ușor. Steaua acum trebuie să forțeze. Odegaard, 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 se întoarce superb Odegaard. Iată dacă ar avea și cu cine să paseze, cu Marica. Marica de pe lângă minge, Kipciu. Kipciu. Pasă Petru Momcilovici. Haide cu centrarea Momcilovici. Vine cu centrarea la colțul scurt. Este corner pentru Steaua. Ce păcat ar fi dacă nu câștigăm această partidă, sincer. A venit la scurt Odegaard. Odegaard, de unul singur, Odegaard, intră în care și s-a accidentat. S-a accidentat și e contraatacul Botoșanului. Of, Doamne, ce se întâmplă în aceste momente? Odegaard e la pământ. Botoșanul nu vă dați seama că nu va da mingea în aur niciodată. Da, pasă bună, nu, 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 primi gol, nu, bară, hai de blochează, Nițo, ce faci, bă, nu iei mingea asta? E 2-1 pentru Botoșani. Eu nu pot să-mi dau seama cum n-a fost offside la faza asta, serios. Chiar nu pot să-mi dau seama. A, păi cum să fie offside, mă, iată unde stătea râpa al meu. Haide, Măniță, e minge ușoară, Măniță, e minge ușoară. Scoate mingi imposibile și iată ce face Niță. Marica, el a dat pe lângă minge, el să-mi dea gol la faza asta. Marica, Marica, apără portarul, e corner. Steaua trebuie neapărat să câștige partida asta cu Botoșani, altfel nu mai are șanse la titlu. Kipciu, centrează, lovit. Ce lovitură de cap e aia, mă, de Liga 17. Iată acum pe Marica, Marica, Bourceanu, ocazie mare, Bourceanu, încă o dată. Of, Doamne, oh, ce ocazie, ratăm în aceste momente. Și acum iată pe Roman, se bate Toșca să recupereze balonul. Haide, Toșca, haide, Toșca, ești un luptător. Ține mingea în teren. Momcilovici, mai departe pentru Carja. Steaua încearcă, încearcă, dar să vedem dacă va reuși golul egalizator. Carja joacă cu râpă, râpă. Să vedem pe râpă, pasă pentru Odegaard, nu e offside, Jamie Vardy, Jamie Vardy, tah, a încercat să întoarcă balonul. S-a terminat, eu zic că s-a terminat, Steaua nu mai poate câștiga campionatul în aceste momente. Asta este părerea mea, la ce erori facem? Da. În loc să avem 2-0, Ivane, nu o să mai joci niciodată la mine, Ivane, în loc să avem 2-0, Ivan îmi dă cu mingea în aut. De ce? Ai vrut tu să fii fair play? Ai vrut tu să fii fair play, Ivane? Și iată, Botoșanul întoarce scorul. Asta merităm, bă, urgene, te bag în teren să-ți bagi joc de viața și de inima mea. Carp nu mai poate să alerge, e normal, Botoșan va ține mingea în acea zonă. Carp este aruncare de la margine, n-a fost fault. Haideți, băieți, e corner. Numai, Botoșan va ține mingea acolo până se va termina partida. Chiar n-avem ce să mai facem, să vedem însă. Iată, vine cu centrarea surprinzător, scoate mingea de pe linia porții. Bourceanu visează în aceste momente. Nu, Niță intervine, iată Niță, scoate mingi grele. Haide, o mai lași faza asta? Hai, lasă-și tu faza asta. A, bine, Vardy. Mai departe pentru Kipciu, Kipciu, Kipciu. Steaua este aproape de gol, e Hens aici. E Hens cât casa poporului. Hens, domne arbitru, haide bă. Botoșan câștigă împotriva Stelei și Steaua din ce în ce mai mult se îndepărtează de titlu. Viitor face gal, Dinamo bate. Să vedem pe ce loc suntem. Nu mă interesează momentan finala cu semifinalele din Cupa României, chiar nu mă interesează. Campionatul mă interesează și UEFA Champions League. Serios. 7 puncte. 7 puncte? Oare? Nu, 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 stai că vedem acum. 4. 4 puncte, însă mai sunt destule, mai sunt 8 partide. Suntem cu un egal și o înfrângere, iată, Botoșan, două victorii, a trecut pe primul loc Botoșan. Bravo vouă, băi băieți, bravo vouă, meritați asta, meritați aceste lucruri, vă felicit. Noi haideți să vedem și ce au făcut celelalte echipe în UEFA Champions League, deoarece nu v-am arătat, vreau acum să vedem. Andone face 77 skill, e bine. E bine pentru el, haideți să vedem semifinalele Cupei României, Craiova, Viitorul și Dinamo cu Steaua. Iar iată UEFA Champions League, Bayern a bătut pe Zenit cu 2-0, Borussia Dortmund 1-1 cu Sporting, 3-1 City cu Benfica, Juve, Wolfsburg 1-0, Barça i-a bătut de Chelsea cu 2-1, Arsenal 2-2 cu Steaua, 2-0 pentru Real cu Leverkusen, Leverkusen ca și Manchester United în video pe Lazio cu 1-0. Dragilor, acesta a fost episodul de FIFA 16 România Cariera cu Steaua, sper că ți-a plăcut. Nu uita să apeși butonul de like, dă un share mai departe, un subscribe, îți mulțumesc că ești alături de mine. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!